Hei, salut tuturor! S-au strâns niște băuturi de degustat și întrucât principalele două pe care le veți vedea astăzi sunt un gin și un rom, am zis să fac această degustare alături de Matilda pentru că sunt băuturi mai de femeie așa. Ce? Nu, glumeam, nu luați asta în serios, dar o să păstrez seria de whisky-uri doar pentru mine, însă băuturile astea le împart și cu Matilda, așa că am zis să le și degust alături de ea. Gin sau rom? Începem cu gin. Gin. Bun, avem gin Brockmans. Mi l-a recomandat o prietenă, l-am luat de la Fine Store când au avut împlinit acum aniversa niște ani și a fost la o reducere foarte bună. L-am studiat un pic, să știi. Ce înseamnă că l-ai studiat? Că văd că încă n-ai deschis. Da, dar i-am studiat istoria. Este un gin englezesc și că înființată compania de doi englezi acum vreo 60 de ani. Uh-huh. Și ca ingrediente folosesc desigur fructe de ienupăr, ingredientul principal din ginuri. Și încă 10 plante aromatice foarte diverse, adică zici că e un fel de potpuri peste care pun alcool, știi? Deci au coși de portocale, coși de lămâi, de la din Italia. Nu o să-s din Valencia, Spania, ci că din Italia aduc ienupărul, au coriandru din Bulgaria, scorțișoară și încă tot... rădăcină de iris. Toate astea se pun în alcool din cereale, se lasă acolo multă vreme la infuzat să-i dea aromă și apoi se mai distilează. Păi spune chiar no. Bine, pentru că Rodica de asta mi l-a recomandat, ca fiind foarte aromatic. Așa că... Așa că să vedem, nu? Mm-hmm. Ia, un pahar. Vrei gheață? Ia un pahar. Punem în gheață. Nu are picurător. Intensely smooth. Cinci ani. Salutări. Cui? Wow, ca miros e foarte... Miroase foarte bine. Miroase foarte mult la fructe de pădure. Da, exact, fructe roșii. Are și gust de mure. Da, și tare. Chiar gust de fructe de pădure. Așa, simt că... Exact, afine. Un pic spre merișoare, parcă și niște citrice. Se simte un... Se simte ceva de citric, acolo o coajă de lămâie, o ceva. Da, da. Și murele mie, mi se pare că astea două se simt cel mai tare. Foarte bun. E printre singurele ginuri la care poți spune că simți foarte puternic o aromă. Uh-huh. Adică și toate sunt puse din plante, dar aici parcă e intens gustul ăsta de plante. Cred că are distilarea aia. Chiar mi se pare că ar trebui să-l dăm cu un tonic fără nicio altă aromă. Știți că sunt apa tonică? Cu castravete, cu tot felul de alte arome, ăsta n-ar trebui stricat cu alte arome. Da, mai ales că e cam 150 de lei. Aș bea cu un tonic de calitate. Dar am văzut la ei pe site, au cocktailuri în care recomandă totuși să pui o coajă de grapefruit sau două afine. Da. Mai au unul în care recomandă să pui suc de grapefruit, suc de lămâie și să pui și prosecco deasupra. Bun, mișto. Ok, next. Next este acest rom numit Diplomatico Reserva Exclusiva, deci nu doar rezervă, ci rezervă exclusivă și e și diplomatică, adică e, știi cum era și pe la noi pentru diplomații, era mereu mai șmecher. Da? Sunt diplomați acum? Da, ghici din ce țară este. Din Venezuela. Da, l-au ajutat practic pe Maduro acum. Oh my god, hai mă. Are o istorie mai lungă decât Maduro și asta mi l-au recomandat lumea pe blog, să știi. Când am scris prima oară de un rom de angostura, acela de 7 ani, care a fost excelent, apropo. Sunt foarte curios dacă acesta îl va depăși pe romul angostura. Mai mulți oameni mi-au spus... Asta e firmă de stat? Păi nu știu ce natură are. E o distilerie, distileria Unidas S.A. Nu știu. Nu știu ce... Eu sunt mai interesant. Nu cred că sunt toate naționalizate acolo. Dar hai să vedem cum se desface. Mi l-au recomandat mai mulți oameni, spuneam. Și am zis ok, hai că a fost primul recomandat, că mi-a fost recomandat așa Romza, Capa. Da. Diverse altele, am uitat acum niște branduri pe lângă clasice, dar știi, Havana Club și așa. Dar ăsta a fost prima recomandată și am zis să îl testez. Și apropo, înainte să-l desfac, ceea ce o să mă chinui un pic și probabil vom da skip direct la momentul în care desfac, observați că e mișto de cadou, așa, vine într-o cutie foarte interesantă, cred că a fost tot 150 de lei la Fine Store, l-am luat în aceeași zi.
Frate, e safe aici. Fisicul ăsta este complet impresionat. Ok, deci a câștigat Spirit Brand of the Year la Wine Enthusiast. Ești o sticluță, 40% tărie. Aspect așa mai de sticlă de asta grăsuță. Ca pisica asta. Cine e o pisică grăsuță? Făcut în... Lasă-l jos acum. Făcut în Republica Bolivariană de Venezuela. Este moștenirea unui om care dreamed large, Don Juancho Melendez, al cărui portret este pe sticlă. Moșodos. Bun, din ce am citit un pic despre ei, e, deci e făcut din trestie de zahăr ca orice alt rom și ținut 12 ani în butoaie. Și de acolo capătă o aromă foarte plăcută, probabil. Sunt deci cum ți se pare culoarea. Și vă sac câteva picături. Sacrilegiu. Arată foarte bine. Foarte intensă culoarea. Da, maroniu, că aproape nu. E dincolo de schimbar, cum se zice. E dulce. E dulce. E dulce, dar nu e subtil la aromă, plăcut. Să rămână pe gât. Mi se pare că are clasicele vanilie. Se simte că a fost în tubul tău. Tropical, așa, nu? E gustul ăla de, exact, lemn, vanilie. Caramel. Mhm. Mă rog, miere. Mhm. Păi bun, dar stă bine și în gustul ăla, ca să zic așa. Teoretic, 12 ani în butoi, ăla 7 ani doar. Da, 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 da. Dar parcă avea o aromă mai complexă un pic. Ăla era mai complex, ăsta este mai smooth. Da, e finuț. Sper că e catifelat ăsta. Mult mai finuț și catifelat. Din ăsta mă văd bând așa, o cantitate mai mare deodată, știi? E genul care poți să-l bei mai mult. Ăla simțeai cumva că e așa, tărie. Dar ce alcool are ăsta? 40. Da? Da. Dar ăsta nu-i simți tăria, vezi? Mi se pare că e fix ca la whisky, când ai... Care e ăla cu D care este foarte băubil? Dal... Dalmor? Da. Da, nu mai știu. Am luat Dalmor cu tine atunci, dar nu mai știu cum e. Sunt multe whisky-uri care merg curve. E ăla cu capul de cerb, nu? Da. Da, ăla. Ăla e pur și simplu smooth. N-are foarte mare complexitate, dar nu simți că e super alcoolic și alunecă ușor. E foarte mieros. Dar nu în sensul dulce, în sensul de o aromă, așa. Deci ăsta, într-adevăr, e genul care poți să-l bei liniștit. Îi simți așa acum la cap și în pictăria. Dar când bei, nu te atacă pe gât, nu-ți închide așa papilele, nu simți că, aulă, a fost tărie, știi, să iau doar un shot. E ceva ce poți bea de cursă lungă. Uite, pe ăsta poți să-l bei singur, mai ușor decât ai putea să bei un pahar de gin singur. Da, dar rom oricum e făcut să-l bei singur. Mm-hmm. Adică romurile care se pun în cocktailuri sunt alea de entry level, știi? Mm-hmm. E ca la whisky-urile entry level, Roma, care da. Sigur că merg bine cu o cola, cu limonadă, cu diverse combinații astea. Bun. Mișto.